Înainte de a construi teplițele, punem sarzavaturi în cum afară. Trebuie să depindem de condițiile meteo de afară, ba ploua, ba le mai rupe vântul. Și mișăm, mișăm târziu la piață, cu prețuri ieftine. Și de asta am decis să fac solariu. Așa, și în 2008 m-am adresat la Invest Credit. Cu banii care am luat, am investit în metal, în asta, și m-am apucat de construit. Așa, odată cu construcția serilor, nu mai ieșim cu capieși pe piață. S-a schimbat și profitul de acum, a familiei și, și bunăstare și toate cele. S-a simțit. De acum și prin casă am mai făcut prin o gradă, gardul am construit tot cu, mă rog. Drept de Prășovar, da? Da. Așa, din 2008, de când am început cu Invest Credit, am luat, nu știu, 4-5 ori. Ultimul credit care l-am luat pentru construcția fântânii arteziene. Mi-am spălat fântâna cu apă. Mi-ajunge la irigare. Și sunt mulțumit. Cu aportul financiar de la Invest Credit, desigur, am putut să mă descurc mai ușor și cu cheltuielile casei. Fără ajutor la împrumut, nu prea ne descurcam.